S-au scurs secunde de infarct pentru zeci de pasageri aflați într-un tren interregio care mergea de la București spre Craiova. În plină viteză, garnitura a rămas fără frâne și a trecut fără să oprească prin gara Golești din județul Argeș. Halucinant este că în timp ce trenul scăpase de sub control, potrivit unor martori, controlorul i-ar fi întrebat panicat unde este frâna de mână. În cele din urmă s-a oprit după ce a rupt un macaz. Pericolul a fost uriaș pentru că din sens opus, pe aceeași linie, venea o altă garnitură. Peste 40 de persoane au suferit atacuri de panică. La cât putea. Am rămas fără frâne, ne ciocnim cu trenul de Pitești. Noi murim! În trenul ăsta era să murim. Rămas fără frâne. Atâția oameni. Haosul s-a instalat în momentul în care mecanicul a alertat călătorii că trenul nu mai poate frâna. Așadar, nu va opri în stația următoare, gara Golești. Chemați-l pe ăla să tragă frâna de urgență. Chemați-l pe ăla că am rămas fără frâne. Panicat, nici măcar controlorul de bilete nu a putut să rezolve nimic. Efectiv nu știa unde este frâna de mână. Ne întreba pe noi unde e frâna de mână. Adolescenți, bătrâni și copii, cu toții au început să țipe. În tot acest timp, mecanicul încerca să ajungă în capătul trenului pentru a acționa cealaltă manetă de oprire. A fugit și a zis, faceți-mi loc, faceți-mi colitor, să mă duc în spate. Noi toți ne poluceam, noi peste ei, cu copiii, cu toată lumea, căutau acea manetă. Și a tras-o băiatul, doamna a tras-o și n-a putut și cu acel băiat a reușit să oprească trenul. Niște călători au tras. Doamnă, călători, o doamnă în vârstă și un copil. Alții susțin însă că mecanicul ar fi fost cel care a acționat frâna de rezervă. A trecut dintr-o locomotivă în alta, ca să poată să ne salveze. În ambele capete avem cabină de conducere și în cabinele de conducere sunt cele două frâne de mână care trebuiau acționate, strânse ca atare pentru a reduce viteza și a putea opri. Înainte de a ajunge în gara Golești, din județul Argeș, din motive încă necunoscute, garnitura Interregio, care avea în jur de 80-85 de kilometri pe oră, a rămas fără frâne și a trecut în viteză peste mai multe semnale, la care ar fi trebuit să oprească. Pericolul unei catastrofe feroviare era uriaș, mai ales că, înainte de gara Golești, un alt tren urma să vină, din direcția opusă. Trenul fără frâne a intrat în gară fără să oprească și la 300 de metri după stația feroviară, mecanicul a recurs la o soluție disperată și a reușit să oprească garnitura după ce a rupt un macaz. Mai precis, ar fi forțat intenționat macazul, astfel încât roțile trenului să se blocheze între părțile dispozitivului. În paralel cu sistemele de frânare în caz de urgență, garnitura s-a oprit în cele din urmă. O expertiză este în plină desfășurare. Mai multe voci spun că trenul ar fi plecat cu probleme încă de la București. La fața locului au sosit 3 ambulanțe ca să acorde îngrijiri, după ce peste 40 de oameni au suferit atacuri de panică, între ei și mecanicul. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă. Întregul incident este cercetat și de Agenția de Investigare Feroviară. V-ați gândit că mai scăpați, doamnă? Nu! Nu, doamnă, am zis că murim! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.